Accident de circulație în această după-amiază în Drobeta, Turnu Severin. O femeie gravidă a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită de un alt autoturism condus de o șoferiță care nu a acordat prioritate. Nu. Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Cicero cu C de Ionescu, unde tot mai mulți șoferi obișnuiesc să nu oprească la indicatorul stop. În acest caz s-a aflat și o vârstnică care astăzi, în timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu o mașină care circula regulamentar. La fața locului a intervenit o auto specială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj de poliție. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit în municipiu la un accident rutier. Ajungând la fața locului, am constatat că accidentul rutier a fost produs între două autoturisme, 4 persoane implicate, o singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată la unitatea de primire urgență de către Serviciul Județean de Ambulanță. De asemenea, am constatat că din unul din rezervoare la cele două mașini se scurgea combustibil. Am intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice pentru a interveni producerea cărei situații neplăcute. La spital a ajuns o femeie care era însărcinată. Deși nu a suferit răni grave sau leziuni, aceasta a fost transportată la unitate de primiri urgențe pentru un control medical. Intersecția la care s-a produs accidentul a devenit intersecția Groazei, unde se întâmplă tot mai multe accidente rutiere.